în Lod, în Polonia. Un oraș foarte, foarte cunoscut și am zis că camării mei al treilea din Polonia. Foarte bogat, e bogăție aici. Vreau să zic că am fost la muzeul de cinematografiei. Am găsit 3 Oscaruri, ceea ce recomand. Am mai fost la muzeul electricității și am mai văzut centrul Lod, așa. Și ce am mai văzut? Am mai văzut o chestie foarte interesantă care nu avem, noi nu avem în România. Interesant e cu apa. Am văzut subteranul, din acest oraș, unde se varsă apa în sine când afară plouă. Foarte interesant. Bine, acum e cam muzeu, anumit o parte e pentru muzeu. Deci, acum suntem în... suntem la shopping, de se numește Manufactura, această locație. Se vede, se vede. Foarte interesant. Aici, aici găsești absolut de toate. Poți să bei o cafea, poți să mănânci. Am văzut că e și o roată aici, e ca în UK, ca în London. Practic aici, dacă vrei să vii, niciodată nu te plictisești. Și ca bănuți e cam la fel în România. Poți găsi hoteluri și să și mănânci destul de ok, la prețuri foarte bune. Cam atât și revin!